Ce purăs! De azi dimineață 7000 de telefoane, de mesaje, care mai de care. Ce fac ură copiii la examen? Ce vă mă, da, interesați sunteți? Dar până acum n-ați întrebat. Ce fac copiii? Cum sunt copiii? Sunt bine copii? Astăzi vă găsiră și vă spun eu de ce. Foarte bine au făcut, că le-au dat coduri la evaluarea asta națională și nu mai puteți să vă uitați pe liste. Foarte bine au făcut. Că ce vă mai ducea să pozați listele? Ia uite ce a făcut alucutare. Ia uite alucutare. Ia uite s-a meditat și nu s-a meditat cu corect. Ia uite că n-a vrut să învețe. Să vă săturați. Și voi și copiii voștri. Uite așa. Nu mai mă întrebați de copiii mei ce făcură. Bine. Bine. Să fie sănătoși. Dumnezeu să ne ajute și să-și vadă fiecare de copilul lui, de familia lui, de castronul lui, de viața lui, de grijile lui. Nu vă mai băgați așa în toate el. Numai mesaje. Vai, dar ce făcut? Dar ce notă l-o? La matematică, la română. Note bune. Foarte bune. Da? Mulțumim lui Dumnezeu că sunt copiii sănătoși, că pot să învețe și... Gata, terminați-vă cu șmecheriile ăștia. Vai, 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 uite că eu pot să vă spun că a luat 12. Mă credeți? Da? Trebuie să mă credeți. Păcat că sunt notele până la 10, da? Deci nu vă mai... Că de azi dimineață n-am primit să mă sunați tot anul. Să mă întrebați ce mai fac, cum sunt, cum o duc. Ce fac copiii? Suntem bine, nu suntem bine, avem ce mânca, avem bani de rate, avem rate, n-avem rate, astăzi vă găsiți. Stai că mai sunt câteva zile până vin rezultatele la BAC și o luați de la început. Vedeți-vă de treaba voastră. Dacă aveți copii, țineți bine de ei, învățați-i, străduiți-vă, chiar dacă sunt mici și nu mai râdeți. Să nu râdeți cumva de nimeni și nu mai judecați că se întoarce la voi. Imediat vine la voi. Chiar dacă sunt copiii mici, în câțiva ani vine la voi focul ăsta. Noi suntem mulțumiți, da? Deci este un mesaj emoționant pentru rude, neamuri, prieteni ăștia care de azi dimineață nu conteniți cu mesajele, da? Hai, vedeți-vă de ograda voastră, de curtea voastră.